Consilierii locali din municipiul Deva au fost convocați într-o nouă ședință extraordinară în vederea aprobării a trei noi proiecte pe care municipalitatea dorește să le depună pentru obținerea de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență. Aleșii locali le-au aprobat în unanimitate și astfel numărul proiectelor depuse de administrația din Deva pe PNRR a ajuns la 9, iar valoarea acestora depășește 13 milioane de euro. Îi mulțumesc, domnule director, Marela Stanciu, colectivul Dânsiei de la Investiții și de la Fundul European pentru efortul pe care l-a depus și faptul său, dar chiar dacă am pus în masa vizierilor trei proiecte foarte importante. În care măsură vreau să vă mulțumesc noastră de consilier local pentru faptul că v-ați avut timp să veniți la această ședință de îndată. Valoarea totală a celor trei proiecte este de 5 milioane de euro, iar totalul proiectului depuse, deci număr de 9, valoarea totală este de 13.861.200 euro. Cele trei proiecte pe PNRR aprobate de consilierii locali din Deva sunt Planul Urbanistic General în format digital al municipiului Deva, Planul Urbanistic Zonal pentru zone construite protejate din centrul istoric și construcții de locuințe pentru tinerii din reședința de județ.